violență fizică, psihică și de limbaj minim ca durată și intensitate, sau scene de nuditate fără conotații sexuale. Da, unde te duci, bărane? La bal sau la spital? La spital, normal. Nu că acolo să vă fac de râs. N-ați văzut ce a zis șeful? Trebuie să ne ridicăm la standarde europene, bă! Ce standarde, bă, mărdare, tu nu vezi că spurge pământul din buletin? Poate vorbești, vorbești. Hai să fie că te găsești! Ce nu vă convine, mă? Ce străiți? Are dreptate, mărdare. E cazul să arătăm și noi românii că putem să ne ridicăm la standarde europene. Exact. Și el, chiar dacă nu-mi vine să cred că spun asta, e un exemplu în acest sens. O, da, exemplu ca exemplu. Dar jur că-i papuași. Ori se duce să-și facă operație estetică. Nu mă zice să-și aranjeze stomacul. Dar bineînțeles, după norme europene. Lăsați-l în pace pe mărlanul, mă. Să vedem voi cum stați cu standardele. Ați folosit odorizantul, cum v-am spus? Eu, da, șef, am urmat sfaturile lui dumneavoastră ca pe, ca pe bilbie. Numai levănțică și tămâie miroze, uitați-vă. Așa este. Băi, dacă vă prind că nu urmați standardele, o să vă trimit la morgă să vă parfumeze domnii de acolo. Ne-am înțeles? Gata, regizore! M-am hotărât! Asta m-am gândit foarte mult. Lucrez cu voi, bă. Ești plecat de 7 minute, mărlane. Da, a fost până în cimitir, dar mi-a luat atât, că acolo stau, eu gândesc, acolo e liniște, cum îmi place, acolo și pe veceu. Ești foarte rapid. Dar nu, că am fost numai în cimitir, pe veceu, de-aia vinte în 7 minute. Să nu contractul? Da. Contractul? Hai, noi nu mai faci de-astea. Sunt așa emoționat. Îmi trebuie și mâinile, uite. Cum semnez? Ce scriu? Numele tău sau X? Stai, nu spune. Mărlanu X. Punct. Hai, bă, actorule, dezbracă-te. Scuți, de ce să mă dezbraci? Crezi că-i miros? Am mai învățat și noi pe unde am fost până Europa. Ne-am mai europenizat. Acolo unde am fost eu foloseam săpunul de dimineață până seara, să știi. Hai, bă, regizorii, mă pune asta, mă dezbrac. E gata? Da, da. Păi, hai, dezbracă-te. Și dă și chiloții jos. Și chiloții? Păi de ce sunt? Îmi faceți control medical? Dragă pișcoțel, te rog să nu te mai smiorcăi. Oprește-te, nu-ți mai tremura atât, că nu mă impresionez. Am văzut ce poți și vreau să spun clar și să mă înțelegi clar, să nu mă întrerupi. Dar așa rămâne omul impotent când îl întrerupe câte unul. Pe mine să nu mă întrerupi, nu suport întreruperile. Prin urmare, noi doi mai tragem încă o dublă. Bucură-te! Arată-mi că te bucuri! Încă o dublă este necesară, pentru că am văzut că stai bine cu sternocleidomastoidianul și, în afară de asta, încercăm până reușim. Să fie clar! Tati, cum mă stocluiu, stai cu idianul ăsta, dar nu pot, dar nu pot cu chiloții pe mine! Salutare și noroi. Noroi? Da. Noroc se spune milițiene. Suntem infatuați. Noroc are numai ăia care își ia de în centru. Ăia de la periferie, numai de noroi o parte, să știi. Foarte bună asta. Atunci, sănătate, că noroc au toți proștii. Am venit să spun ce noroc a dat peste...
A venit să te anunț ce sănătate m-a lovit. Ia uite, drag, hai lasă așa cum a căzut, că am înțeles. Mai de mult a evadat un angel din arestul secției noastre. Și Grațiela n-a raportat la centru evadarea lui ăsta, ca să nu pice de proastă. Eh, nici noi nu raportăm la UE tot ce facem cu banii lor, tot de-aia. Și tot de-aia m-am mutat eu din birou oficial, că era plin de microfoane și aflau aia de la UE ce facem cu fondurile lor. Da, da, vezi că arestarea a raportat-o la centru. Deci dacă eu mă duc pe la centru pe acoale așa, întâmplător, și a susura informația asta, umflata s-a ars de șefie. E, păi și noi ne ardem. Pupăză! Uneori cu fondurile europene și trebuie să le returnăm. Pupăză, hai să-ți explic mai pe înțelesul tău. Se eliberează postul de șef de secție și vreau am ajutat, tu să devii eu șef. Dar ce sunt eu, mă, șeful poliției? Să te pun pe tine șeful secției? Trebuie să fac în așa fel, să devin remarcabil pentru ea de la centru, ca să ajung eu șef de secție, dacă mă înțelegi. Extraordinar! Foarte bine! Păi remarcă-te, Chiorete, ce nu te las eu? Păi m-ai lăsat, dar am nevoie să-mi faci tu niște caracterizări pozitive. Să te duci să le spui la ăia, uitați-l pe celebru și foarte corectul Chiorete Ilarie, care face și desface, care scade infracționalitatea, care rupe corupția în 14, care... Păi scade-o, Chiorete, scade infracționalitatea, că eu te las. Deci tu mă lași. Te las? Mă lași. Adică... Bă, că nu ne înțelegem. Mă, hai că te ajut și eu, hai să spun mai pe direct. Deci, unul din primarii de sector te sapă. Și te sapă bine, că vrea să fie el candidat în locul tău din partea partidului. Și el o să fie cine o să fie și tu o să rămâi pe marginea șanțului făcând panta cu degetul. Păi, ce panta, mă, cu degetul? Bine, du-te. Du-te. Poftim? Du-te. Du-te și atât? Du-te. Atât. Nu te arunca. Barbara! Da, șef. Barbara, tocmai am aflat că unul din primarii de sector mă sapă. Păi și ce dacă? Cine sapă groapa altuia cade singur în ea, nu? Cade doar dacă îi dau eu brânci. Cum o să-ți dau brânci și ție dacă nu te duci la toate primările de sector să intri în contact cu secretarele primarilor, să afli care e, să le tragi de limbă, că fetele bârfesc între ele. Da, șeful, dar eu nu bârfesc. Da, mă, tu nu bârfești, nu bârfești. Auzi, știi pe aia de la 2 care s-a combinat cu ăla de la 1? Aolo, da. Da, du-te! Ușor, calmați-vă, șeful! Eu sunt ăla de la 1. Se pare că-i frig? Un pic. Toată lumea își pune asta pe piele, ți-ai pus? Da, de atâta timp n-am mai făcut dragoste, că am și uitat. Da, lasă că recuperăm. Ce-i asta? Ce-i asta? Păi știu ce e, o palmă, dar de ce? Iartă-mă, e un reflex de la sanatoriu. Cum adică e un reflex de la sanatoriu? Și acolo așa v-au învățat să răspundeți la afecțiune cu palme? Nu, dar am rămas cu traume și când te-ai plecat așa asupra mea, am avut senzația că e doctorul care vine să facă injecția, că sunt agitată. Ah, erai agitată des și îți făcea injecții? Păi da, că dacă tu nu mă răspundeai la telefon, nu știam cu cine ești, ce faci? Bă, toate alea s-au terminat. Cum adică s-au terminat? Adică au fost? Adică n-au fost, acum nu contează ce-a fost. Nu contează, acum sunt aici, sunt cu tine, știi ce fac? Și mai ales ce aș vrea să fac dacă m-ai lăsa? Dacă te-aș lăsa, da, te rog, chiar da. Mă rog, iar roagă-mă puțin. Stelica! Ce Stelica? Care Stelica? Cine e Stelica? Cum adică, adică nu mai știi cine sunt? Ba da, știu că ești poponeț. Păi și atunci de ce îl strigi pe Stelica? E doctorul.
Doctorul? Da. Adică doctorul ăla care îți făcea injecții când erai agitată, nenorocitul ăla, tu la linci? Adică îi spui stelică? E foarte ciudată chestia asta. Da, n-avea voie să-i spunem Stan, că se gândea că facem referire la Stan și Bran și râdem de el, că era foarte slab. Plec singur pe teren și gata. Poponeț are învoire, punct. Când a zburat porcul, fără niciun aluț. Ce e voit peste învoirea ta la Poponeț ăsta când noi nu ne vedem capul de atâtea dosare nerezolvate? De schizuza, pac, a căzut cazurile pe noi, dar nu se poate. Dar te privește pe tine ce fac eu. Eu sunt șefă și o șefă știe ce are de făcut. Da, e, las că se întoarce roata asta. Vezi că șefia asta nu o să ție la infinit. Bine, bine. Da, mă, da. Mi s-a rupt sufletul când l-am văzut. Mi s-a făcut așa o milă de el. Na, că sunt și eu om, ce să fac? S-a dus și el să-și pupe nevasta, să o ia în brațe, să o mângâie. Și ea striga pe unul, stelică, stelică! Ah! Ce atâtea griji, să nu-și mai fac atâtea griji. Că oricum, stelică, ăsta nu e nume de bărbat macho, clar. Dar nu contează, ăla e doctor. O fi fost ceva între ea și doctor, mă? Nu trebuie să fie gelos. Că ștelică rimează cu sumudică, cu aia mică. În cauza asta? Nu trebuie să fie gelos, că și că fiindcă scârba asta de doctor dă nestăpânit cu toate pacientele. Adică n-a avut treabă numai cu doctorul ăsta, cu Teo. E ocupat, e ocupat ăsta. Să gândește la el. Din poziția lui, da? A profitat de ele. E nevinovată. Nu e vinovată, nevinovată. Totuși, Poponeț n-ar trebui să atingă de Teodora până își face analizele. De ce? Ca să nu fi contractat aia froboală rușinoasă de la stelică-stelică, așa cum e el, dar e de neoprit al dracu. Dă-i, 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 dă-i. Bonjour, madame, bonjour, madame, bonjour, madame, bonjour, portar, bonjour. Fără mamă, fără tata, am înțeles. Auzi, dai numărul lui? Al lui portarul? Nu, lasă. Cum adică să-mi fac analizele? Cum, mă, că ziceam și eu că doar n-am dat cu parul. Da, ai dat? Cum adică ziceai și tu așa? Doar așa, că mă refuză de la sex să fac analize? Nu, mă, tocmai că el te vrea. Era distrus când a venit la mine la birou. Era distrus, mă, crezi nebună? Eu n-am zis să-ți analizezi capul. Ha! Asta e! Da, e frică să facă sex cu mine, bine? Bine. Nu, nu e bine. Cred și eu că nu e bine. Chiar o să fie rău. Adică dacă îți faci analizele la cap, or să iasă rău? Deja știi rezultatele? Nu, astea, mă, alte analize care o să iasă bine. Păi când eu spun că dacă îți faci analizele la cap, ies bine. O să analizez și eu să văd cât de nașpetă sunt de mă refuză un bărbat. Nu ești, măi, că el e mor după tine. Și crede-mă când îți spun asta, că sunt femeie și știu. Și-a pierdut dreptul de apreciere. O să vadă ce părere are Mateescu. Mateescu? Exact, mă duc să mă culc cu el. Nu, nu cred. Și la cât de statut e, nici eu nu cred că o să mă refuze, nu? Nu se poate. Ba, se poate. O să mă înregistrez cu telefonul mobil când sunt cu el și o să-l fac să crape de ciudă. Să-i arăt că se poate. Nu se poate. Nu e mai nebunit cu nu se poate ăsta. Ești atât de convinsă de parcă vorbești de autostrada aia Comarnic-Brașov, e, da? Aia nu se poate. Dar autostrada Teo Mateescu se poate. Dar nu am aflat nimic. Am încercat tot, crede-mă. Da. Mă rog, te cred, pentru că nici Emma n-a reușit să afle nimic. Păi, atunci înseamnă că nu e nimic. Nu. Înseamnă că e șmecher. Dar nu poate fi mai șmecher decât mine. Dacă zici tu. Mă, adică, dacă zic eu. Păi tu trebuie să o zici, pentru că mă cunoști și pentru că sunt șeful tău. Bine, ești cel mai șmecher. Așa. Cel mai cel, bine așa? Da. Și tocmai de-aia du-te și trimite către presă e-mail-uri sub un nume fals, de exemplu, Vasilica, cu dezvăluiri cum că unul dintre primarii capitalei deturnează fondul UE. Vasilică. Acu? Ieri. Bietul de tine, de când n-ai mai văzut libertatea? Of, nici nu mai știu senzația.
cred că nici nu mai știi cum e să miroși o floare, să te plimbi în aer liber, să pui mâna pe o femeie. Oh, să pui mâna pe o femeie? Da, vrei? Oh, oh. Bune. Pe cine? Pe mine. Păi și Poponeț? E, Poponeț e neglijabil, dacă nu-i spui tu, eu n-am niciun interes. Nu pot să... Nu pot să te refuz. Vin mai aproape de gratis. Te încinsă? Încinsă, da, era pe ce? Excelent, o clipă. Dar ce faci cu telefonul? A, l-am scos ca să îmi pot simți mai bine corpul. Atunci nu mai are niciun rost. De ce? Pentru că nu mai am motivație. Nici tu nu mă vrei. Nu e vorba de asta, dar știi când ești închis între patru pereți atâta timp, nu mai e pofte normale. Nu, te înțeleg. Lasă că te scot eu. Nu poți. Tu nu poți. Doar pila mea poate. Pot. Cum să nu pot? Îți prescriu un tratament cu pastile de cap și plimbări în aer liber. A, îți place, nu? Ce zici? Vrei? Vreau. Vreau la soare, la aer, la ciripii de păsărele. Vreau. Bine. M-am zăpăcit. Bună ziua! Bun, ce dai, domnule, buzna așa? Ce înseamnă asta? Înseamnă bombă de presă. Deturnare de către un primar al capitalei de fonduri UE. Așa, și de ce ați venit la mine? Fiindcă de aici provine informația, deci aici este punctul nevralgic. Păi stai, domnule, cum de aici? Că mai sunt și alte 8 primării de sector. Păi da, secretarea dumneavoastră n-a informat. Secret. A făcut ea asta? Da, iar ea este aici, deci nu trebuie să căutăm mai departe primarul corupt de locul acesta. Păi stai, domnule, cum... Ce trădare, de fapt, ce minciună ordinară! Apropo de minciună, ne-a trimis ea un mail cu un nume fals, Vasilică. Dar a uitat o chestie. Jos acolo, la Anted, scrie numele și instituția de unde a fost trimis. Ce idiotă! Idiotă că ce? Idiotă că nu v-a spus de la ce primărie este coruptul și ați venit așa, tamne sap la mine, direct. Uh-huh. Și putem să aflăm acum? Da. Stați un pic să mă informez, că eu sunt foarte informat. Hai! Bă, dar odată nu m-a ajuns, bă! Ce urete, Ilarie? Să-mi spui imediat de la ce primărie este coruptă. Ăsta, rival. Coruptul. 7. Aha. De la 7. De la sectorul 7. Sigur sectorul 7? Ci că s-a extins și la 8. Că l-ai și mai periculos. Da. Vă mulțumesc. Vă, cu plăcere. Ce idiot. Întrebarea e... Ți-a arătat înregistrarea în timp ce făcea sens cu Matiescu? Nu, dar vorba e, poate nu vrea să o arate. Păi o fi amenințat și ea doar așa, la nervi. Nu, că prea empatizează cu el. Matiescu? Moare de grija lui. I-a făcut rețetă și pentru pastile de cap. Și unde mai pui? Că ne-a spus că în fiecare zi să-l scoatem la plimbare. Nu trebuie de mine să-l scoate pe Matiev? Păi unde să-l plimbăm, mă, nenică, că noi n-avem curte interioară ca la pușcărie. Că noi dacă ieșim în curte și ieși rest acolo, știi că noi sărim pe geam fără somață, că ne hăpă el, dar nu ne vedem. Exact asta i-am spus și eu ei. Și ce crezi că mi-a zis? Hei, bine, lasă că vii și-l scot eu. Îți dai seama unde s-a ajuns? Știu unde, dragi de mine, s-a ajuns, dar tu ai dreptate când spui că e o nebunie ce face. Trebuie să am o discuție serioasă cu Poponeț să nu facă raport la centru. Da. Nu fac niciun raport la centru. Să zică că nu sunt în stare să țin un arestat în secție? Păi nu o să zică. Ba, or să zică. Și or să mai zică că îmi recunosc și incompetența. Ia și scoate-l la plimbare. Oh, așa cu zgardă? Adică s-a îngrijit să nu facă ceva pe la copaci? Beleaua asta cu scosul la plimbare zilnic e dată de Teoa ta. Teoa mea. Ce cu zgarda aia? Păi eu să-l scot la plimbare pe protejatul tău. Al meu? Da. Al umanității?
calității. Mă, e om, nu câine, să-l scot cu zgarda la plimbare, dă-o încoace. Păi, dacă nu-l țin în zgardă, poate scapă și fuge la pila lui. Bă, mă fac raport dacă îl tratați inuman pe pacientul meu, ați înțeles? Fără zgardă! Fără zgardă! Fără zgardă! A fost ideea lui, că e foarte gelos omul. Nu gelos pe un om lipsit de libertate? De când? Oricum nu-i permiteam eu să-l scoată cu zgarda aia. Stai liniștită. Da, 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 ce liniștită. Ce mutră ai? Să nu zici că te-a lovit gelozia și l-ai lovit. Nu l-am lovit. Minți! Se vede pe fața ta că ai mustrări de conștiință. Să știi că dacă l-ai lovit, ți-ai dat foc la valiză. E așa e, mi-am dat foc. Deja-i cunoști. M-a dus să-l văd. Nu poți să-l vezi. Aola, așa rău l-ai desfigurat? Nu poți să-l vezi pentru că pur și simplu nu mai e. L-ai omorât? L-am omorât, a evadat. Pentru că nu m-a lăsat Teo să-l scot legat, să-l țin în lanț. Altă evadare. O să ajung de râsul curcilor. Adică de râsul curcanilor de la centru. Noroc, pupăsă. Chiorete, ai dat lovitura, Chiorete! Bravo! L-am mazilit pe ăla de la 7. Am scăpat de contracandidat. L-am tăiat cu șeptarul. Eu, domna, de-aia am și venit. Lasă, lasă, că îți dau câte rapoarte pozitive vrei tu ca să ajungi șef de secție. Dar ce zic că șef de secție? Șeful poliției, șeful FBI-ului te fac, mă, Chiorete, că eu o să am legături, o să fie... Prea târziu, pupăză, prea târziu, că pe Baluba nu mai e nevoie să o sap, că s-a săpat singură. A evadat și Matiescu. Și până la te va dat la dosar, o să o mute ăștia la poliția de la comunitari. O să barbierească statui pe un parc. Dar ce să-ți povestesc? Păi și ce de-aia ești tu așa bătut? Bă, păi ce că ți-e milă de ea? Tu să fii șef, nu, bă! Mă, nu de-aia am venit. Am venit că și că fiindcă mă mustră conștiința. De ce? Că ai vrut să o sap pe aia? Adică și conștiința? Poantă, Chiorete. Ți-ar poantele de dracu, că nu de-aia am venit. M-am venit să spun că aia cu primarele de la 7 a fost așa aruncată de mine la plezneală, la hoha. Nu știam nimic de el, omul e nevinovat. Ce face? Bă, e vinovat, Chiorete. Și încă cum? Numai că vrea să-mi ia locul. Dar presa l-a prins și cu niște șmecherii financiare. De ce e vinovat? E vinovat? Da. Fai ce bine! Hai. Mi-ai luat o piatră după inimă, prietene. Mă, prietene, nu sunt la inimă. Poate ți-am luat o piatră de la rinichi. Ha, poate, înțelegi? Sau așa, cum zici tu? Pe de altă parte... Să știi că mai cam pus pe gânduri. Dacă ai zis sectorul 7 la întâmplare și totuși exact ăla a vrut să-mi ia locul și face șmecherii financiare, înseamnă că probabilitatea unei coincidențe este cam mare. Cam mare? Deci... Varvara! Da, șeful. Fii atent. Dă mail-uri la presă că toți primarii de sectoare umblă cu excrocherii și... Știu. O să fiu atentă să nu se mai știe de unde sunt trimise. Ne. De data asta vreau să știe că sunt de la mine. Să știe cine i-a terminat. Eu. Singur în contra la toți? Da, Chiorete, da. Ca să nu știe de frică. Să nu mai aibă niciunul curaj să îndrăznească. Să-mi ia locul. Mie. Ca să rămân singur. The only one. The Highlander. Dacă ai citit cartea. Poantă. Nu. E pe bune. Tu ești vinovată. Cu ideile tale de rahat. Să-ți asumi totul. Totul. Eu am făcut doar ce trebuia să fac unui deprimat. Adică, cu alte cuvinte, mi-am făcut meseria. Și atât. Dar de ce trebuia, madame, să ne pui să-l scoatem pe afară la plimbare? Ce, acelea în secție n-avea aer? Păi la cât l-am împlimbat, băga la și măsa, aproape că l-a copășat aerul după acelea. Da, am vrut să-l scoatem afară pentru că este om. Adică vrei să spui că e bărbat și ți s-a pus pata pe el? Crezi că noi nu ne-am dat seama da. Că între voi e
ceva, nu e decât simpatie între doi oameni care știu ce e aia lipsa de libertate, da? Ia du-te! Poftim! Și gata-le cu simpatia ta cu tot și adu-l ai în rest, acelea în rest. Poftim! Ăștia deja se teleportează. Ce face? Ce faci, măi? Au telepatie. Adică se telepatizează. Și nu mai pune pe întrebări și arestează, dracu' meu! Nu mișcă nimeni! Eu nu sar că se interpretează. În pofida piedicilor voastre am ajuns la pila mea. Și s-a constatat că am fost arestat fără motiv. Brusc, așa, într-o singură zi și în câteva ore s-a și dat seama că e nevinovat. Pe lângă asta am primit și o sumă de bani. Cadaune morale. Mare? Frumos. Frumos. Frumos, Chiorete, dar știi ce e cel mai frumos? Ce? Că am fost repus și în funcția de șef de secție. Celebrul comisar Matesco se întoarce și premulți are să popească. Și noi ce ne făceam? Păi, în primul rând, ai grijă ca balena asta să nu se mai apropie de biroul ăla. Are restricție. Are. Și mi-aduci 3 cafele fără zahăr și o ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Ha, te pup! Pa! Pe voi, la revedere. Oh, nu ne-am dus, dracu. E totul pierdut. Dai seama că asta o să răzbune pe noi. Am șeclit-o. Cred că îi ducem de-n pomană cererile de transfer. Asta nu ne aprobă acum transferul nici mort, că nu vrea să ne scape din labele lui. Oh, sub nicio formă, că la Actidal dracu' așa-i place să ne gherei, să joace cu laba ca fisca cu șoarcele. Ce ne facem? Deși, dacă stau și mă gândesc, pe mine cred că ar vrea să mă vadă dispărută, ca să stea singur în garsonieră. Aia cu tine e rezolvată, că te pune să dormi pe preș la ușa. De la intrare, din bloc. Leșit. Nu, că e pe inventar, să duce dracu mobilierul. La tine în braț. Nu la mine, că nu pot să duc. Ține, mamă, că leșit. Ce-a fost? Asta e că n-am leșinat, încă mai leșinat. Nu mai leșinat, că-mi fac hernie, e tâmpită. I-am pus cu botul pe labe? Nu cred. Zic că ești un tiran și că le arunci în cap pe scrocherii doar ca să abați presa de la ale tale. Păi dacă au sărit așa, înseamnă că se simt cu musca pe căciulă. Deci toți sunt corupți. Dar nu asta e problema. Problema e că toți vor să mă sape. Tata, s-au unit toți 8 contra ta. Și am aflat că vor ca să convingă guvernul să facă descentralizare. Adică să fie 8 sectoare independente și să nu mai fie primărie generală. Vor să te desfințeze cu tot cu post. A, da? Aici am vrut să ajung. Ei nu știu cu cine se pun. În cazul ăsta, voi trece la next level. Voi candida la președinție. Voi fi the only one. The Highlander. Exact. Îi voi avea pe toți la picioare. Chiar și pe mine. Să trăiți? Macile, o cerere de... Zile libere. Se aprobă. Da? Sigur. Altceva? Piu! Ar vrea și o primă, pentru că s-a riscat în ultima misiune, nu? Sigur, s-a riscat în ultima misiune, se aprobă. Și aș mai vrea și eu ceva, dar o penalizare. Nu pentru mine, pentru Grațiela, pentru că e grasă. Ia. Se aprobă? Altceva? Păi, de exemplu, ar trebui să te duci un pic, să te plimbi pe la aer așa, pe un parc frumos. Că ne cam încurci pe aici. Mă duc să o plimb prin parc o oră, două, pentru că vă încurc. Ia uite. Pa! Și pusii! Ha, 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 ha! Ia uite! Stai, mă! Gata! Mă, la ce mi-ai luat aia, mă? Băi, în primul rând că nu era nicio cerere de zile libere, era cererea ta de transfer.
Zău, am vrut să-ți arăt că el acum semnează tot ce vrem noi. Orice? Orice. Mama, așteptam că acum să se răzbune, că... În halul în care e, nu mai poate să răzbune. De-aia zic că nici n-ar rost să te mai transferi. Bă, bune, noi dacă vrem acum aici, facem raiul pe pământ. De fapt, noi o să fim șefii, nu înțelegi? Păi da, bă, da... Părea lucid. Părea? Dar el n-are nimic acum, nu e, e aranjat un pic de Teo. L-a aranjat Teo ca să-i dovedească că nu e supărat pe el. Adică și ce-a făcut? I-a înlocuit pastilele alea care îi le dădea oricum de dureri de cap cu niște pastile pentru... de-astea, pentru isterici. Niște de-alea speciale, să-i țină moi. Și prostul pământului, crezând că ia dintr-alea pastile pentru trauma de a suferit un arest, le ia pastea care îl... Da. Îl bolânzește, îl moleșește. Exact. Ce să mai mă, acum că vorba aia nu mai gândește nimic, e un amorțit așa, am scăpat de el. Bă, ăștia de la centru s-au înțăcănit în completamente. Ne-a dat o misiune imposibilă. Și măgăreața au scadă și pe mine și pe tine, că numai noi doi am rămas aici operativi. Că scârba de Poponeț a profitat de leguma de Matiescu și și-a luat învoire două săptămâni. Și ce misiune imposibilă? Trebuie să stabilim un traseu de cărare a aurului. E misiune venită de la BNR. Păi noi? Păi nu? Ce aia nu mai au strategi, nu mai au oameni. Păi are și strategi și oameni, numai că dăm pomană. Că asta e pradă grasă, atrage infractorii ca gratul musca. Proasta, dracu, vacu ce ești! Urlane, ce faci, mă, la alarmă? Să dea banii, că tu mai știu de-o să oprești, că nu vrea să tacă! Cine să-ți dea banii? Proprietarul casei. Ăla să-mi dea banii, da? Cât din cauza ei mi-a luat-o, că e alarma veche. E construită odată cu casa care s-a construit aici, vila, odată cu casa care era veche ca și alarma. N-am stricat-o eu, că n-aveam cum să stric, că de-abia m-am întors de un sezon în serial. Asta e stricată de la intre. Cu ideile tale teribile. Să fie sigur că nu mai intră nimeni. Reșim. Nu, că e pe inventar. La tine în brațe. Nu, sunt plăpân. Stai! Șeful, a ieșuat Willy! Șeful, mă lupt cu Willy! Că vreau să ți dau înapoi și să-mi recuperez casa. Păi de unde să-mi dai tu, mă, prăpăditule, că ești mai de capul tău? E, am de unde. Ia uite. Cucușă, te-ai tâmpit, mă, plătești în banii poștei? Pleacă imediat de aici până nu mă acuză, mă, dacă te-am băgat la pușcărie. Că am fost complice la delapidare. O, disperatule, că n-o să aibă nimeni tupeu să mă acuze. Că de mâine poșta o să fie ca și a mea. Că eu o să fiu ministru telecomunicațiilor. Am venit să vă propun un colaborațion pe mucho dinero. Mucho. Îmi pare rău, dar eu la negru nu mai lucrez, pentru că dacă nu știți, eu o să fiu președintele României. Deci, pentru vreo 8 ani, dacă nu chiar mai mult, n-o să mă mai pot ocupa de televiziune. Asta e ce să faci. Dar dacă totuși nu câștigați... Nu poți! Și totuși... Da, cum ai ajuns la mine? E, simplu.
Vecinul șefului meu din Spania este un fotbalist român. Și mi-a zis că vrea să-și aducă un administrator d'aqui, par sua casa, de acolo. Adică? Adică să aducă un paznic român, că ăștia e mai ieftin. Unul de aqui? Am înțeles, da. Și șeful meu, care este producător de telenovelas, a zis că să încercăm și noi același lucru. Nu mai puțin să văd dacă am înțeles, adică... Realizatorul de aqui si. Para telenovelas de acolo. Si. Da, si. Certo. Și el m-a trimis la dumneavoastră că sunt de singurul realizator pe care îl știe. Normal, normal. Auziți, dar cum îl cheamă pe celebru fotbalist ăsta? Bubășel, te-ai văzut cumva pe mână, nenul meu? Nu l-am văzut. Tonchi, nu l-am văzut. Bine că ai venit, stai așa, uite că tocmai a venit un producător spaniol de telenovele și caută colaboratori. Nu. Aici, doamne, jujor, că nu ne dă favor, mă, Sochi! Că nu ne dă răzare nimeni! Ce faci de merde, pule, ești cu asta? Tătișo, să știi că nu pare ceea ce e. Adică asta nu e ceea ce pare. Eu că t-am... Ce să dai, că t-ai să te sinuci și nu știi cum, eh? Ai aflat? Te-ai strântă cu tine, trebuie! Mai vrei că nu e așa! Nu e așa, brei! Suntem. În direct? Teo, dragostea mea. Doamnelor și domnilor, în câteva momente vom fi în măsură să anunțăm rezultatele parțiale ale exit poll-ului de la orele 21. Bă, dă-te mă în fața camerii, că te vede mămica și dă-i de dracu. Mă doar la bască, dă bă, tabă, acuz, mă, să-mi păzească SPP-ul. Mai mi-e frică de nimeni. Da, și pe mine. Se pare că în sfârșit avem vești și despre primul ministru. Vă rog să mă iertați pentru întârziere, dar de-abia am ajuns la birou din teritoriu. Apa minerală. Am vrut să verific personal corectitudinea alegerilor. Câtă prăjeală are asta în el, frate! Dar iată că au sosit rezultatele. Se pare că vom avea un câștigător chiar din primul tur. Yes, yes! Conform exit poll-ului, actualul primar al capitalei! Am câștigat! Prima, dragostea mea! Actualul prim-ministru, domnul Vârlavu, adună 51,8% din sufragiile exprimate și devine noul președinte al României. Nu se poate! Nu se poate! Nu se poate! Dariu! L-a luat pe ăsta! Carte de vizită! Carte de vizită! Habla spaniol! Neapărat! Ce mai vrei, mă? Ce mai vrei? Plec de aici! Ne-au prins! Să te văd eu cum mai faci nuntă la și la